România este al 10-lea cel mai mare producător de nuci din lume, însă anul acesta nu a fost unul profitabil. Agricultorii din piața Mircea din Drobeta Turnul Severin sunt dezamăgiți de vânzări. De asemenea, și prețurile au crescut față de anul trecut, în special la miezul de nucă. Producția de nuci este o afacere profitabilă, însă nu și în acest an. Marfa este puțină, iar prețurile sunt mari. Domnul Vâlceanu este printre puținii norocoși care au avut din plin nuci anul acesta. Cum a mers producția de nuci anul acesta? Anul ăsta a fost ceva nuci. Da, a fost. Și comparație cu anul ăsta? E mai bine. La noi, în alte zone, nu știu. Din ce zonă sunteți? De aici, de aproape, de la Băița de Ugot. Prețul a crescut, a scăzut? A crescut față de anul trecut. Nu mult, dar a crescut. Cei mai mulți comercianți din piața Mircea sunt dezamăgiți și au ales cu grijă roadele rămase ca să poată pune ceva la vânzare. Producția de nuce e mică, să știți, s-a mânit mult din cauza secetei, s-a mânit și e foarte mică producția, cel puțin la mine. Eu sunt din Șimian. Deci asta este cea nouă care... Sănătate! Cea nouă care este, uitați-vă, asta este, dar s-a mânit multă, să știți. Mere, ia uitați, dar sunt naturale, nestropite, ce să vă zic? Față de anul trecut? Anul trecut a fost mai bun, mai bun anul, mai productiv, dar acum mai puțin, da? Ce să facem? Asta este. Și prețul față de anul trecut a crescut asta? Acum a mai crescut datorită faptului că nu sunt așa multe nuci pe piață și asta este. Comercianții se plâng în general că anul acesta nu a mers bine în piață, deși ei pun pe tarabe roadele cele mai bune și cele mai proaspete. Anul trecut a mers foarte bine, anul ăsta slab. Slabă toată piața, nu numai nuci sau indiferent. Indiferent, piața e slabă. Nu sunt bani, nu sunt salarii. N-are lumea pe ce face banul ca să vină să facă cumpărături. Și sunt marketurile. Marfa noastră a țăranilor nu mai e bună. Cum a mers producția de nuci? A mers bine, dar nu se prea caută. Nu se prea caută. Cu 8 lei kilogramul, cu 10, noi încercăm să aducem, dar dacă nu, nu se prea caută, asta e. Prețurile sunt mari la nuci, dar văd că la dumneavoastră sunt mai mici. Păi ca să pun să le dau, ce să fac cu ele, să le iau acasă? Agricultorii aduc pe piață produse 100% naturale pentru care au muncit din greu, însă industria autohtonă nu mai este la fel de apreciată.